În ultima ședință ordinară, consilierilor locali din municipiul Devali s-au supus votului un număr de 33 de proiecte de hotărâri. Unul dintre acestea prevede instituirea unei taxe speciale pentru deveni persoane fizice sau juridice care nu au încheiat contract de salubrizare cu operatorul specializat din domeniu. Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici beneficiari serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare și aprobarea regulamentului de instituire, stabilire, aplicare și încasare a taxei speciale. Deși titlul proiectului a fost extrem de clar, a fost nevoie de lămuriri suplimentare pentru consilierii locali de la AUR care au cerut acest lucru. Această taxă nu are nicio legătură cu plata oamenilor pentru persoane care nu își plătesc gunoiul. Această taxă este instituită conform legislației pe care omului îi se va aplica ulterior dacă n-a plătit acel gunoi. Deci nimeni nu va plăti nimic în plus pentru altă persoană. Tot pentru consilierii de la AUR a fost nevoie de explicații legate de diferite tipuri de activități de salubritate, care nu aveau legătură cu proiectul de hotărâre de Consiliu Local. Toți consilierii locali o să primi studiul de oportunitate elaborat de ADI cu privire la delegarea salubrizării pentru perioada următoare. O să puteți să-l studiați, este foarte voluminos, o să-l primiți pe e-mail, o să puteți să faceți și amendamente. Astăzi, prin proiectul de hotărâre, se propune instituirea taxei speciale la care suntem obligați de lege. N-am spus că nu trebuie. Persoanele care vor plăti această taxă sunt cei care ulterior vor fi identificați că nu au acel contract. Este foarte simplu. În cele din urmă, proiectul de hotărâre privind instituirea unei taxe speciale pentru devenii care nu au contract de salubritate a fost votat de toți cei 21 de consilieri locali din reședința de județ. Propun să trecem la vot, dacă se poate. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu sunt. A fost adoptată hotărârea Consiliului Local numărul 502/2021 cu 21 de voturi pentru. Astfel, persoanele fizice din municipiul Deva care nu au încheiat contract de salubritate vor plăti o taxă specială lunară în valoare de 14 lei pentru fiecare membru de familie. În cazul persoanelor juridice care nu au un astfel de contract, taxa specială are o valoare lunară de 187,68 lei pe metrul cub de gunoi.